Alături de noi este Mugur Podaru, director Direcția Operațiuni la Distanță Czech Bank. Bine ați revenit la noi. Ce ne puteți spune despre digitalizarea Czech Bank? Mulțumesc pentru invitație. Despre digitalizarea cecului, ce să vă spun? Cred că se vede în presă că lucrăm intens la lucrurile astea. Cum se vede din teren? Avem o cadență de publicare a unor lucruri noi care este aproape lunară. Și am plecat de la partea de onboarding care s-a născut imediat după pandemie, sau mă rog, la începutul pandemiei. Și acolo adăugăm în marketplace-ul băncii tot ce înseamnă operațiuni, indiferent că vorbim de creditare, card de credit, nevoi personale, poate că cine știe, legislația ne va permite în curând să dăm și credite imobiliare și ipotecare, tot așa, așteptăm notarul electronic, adică lucrurile se duc într-o direcție în care probabil că vei reuși să dobândești o casă fără să mai te duci la notar. În același timp am ajuns acum la momentul la care mobile banking-ul din rațiuni de protecție a clienților are și el niște limite acolo și uneori clienții nu le consultă și se duc la notar să plătească o casă sau o mașină de pe mobile banking. Deci sumele astea sunt de-a dreptul incredibile în contextul în care totuși e un device pe care poți să-l uiți undeva sau, eu știu, să-l lași neprotejat. Deci totul vine de la clienți. Ei cer să plătească sume mari utilizând telefonul mobil. Plățile, evident, se fac acum și prin mecanisme biometrice, adică e simplu să pui amprenta sau să faci Face ID și plata s-a dus unde ai ordonat-o. Sigur, împrejurul acestei infrastructuri, Transfond, Banca Națională, vin cu o serie de dezvoltări care îți permit să vezi, de exemplu, serviciul de afișare a numelui beneficiarului. Băncile care știu să facă asta expun acolo numele, parte din numele beneficiarului. În aceeași măsură, firmele au trecut și ele la mobile, adică administratorii unor firme mai mici, medii, așa, își fac tranzacțiile singuri de pe telefonul mobil, nu mai e contabilitate și ordonarea de acolo. Cam asta se întâmplă în digital banking în momentul ăsta. Și cam câți procentual, să spunem, dintre clienți preferă să fie numai în online? Dacă aveți o statistică și cum îi protejați? Tot mai mulți se duc către online, acum cred că nu mai contează nici vârsta, că de multe ori întâlnim și clienți cu 80 și ceva de ani care folosesc servicii digitale și chiar le folosesc bine, cu răspundere. Adică, atenți, sunt evident și clienți care sunt mai puțin obișnuiți cu tehnologia și care dau curs acestor deepfake-uri. Nu știu să deosebească realitatea de ce se creează, de conținutul expus. Și uneori insistă până într-acolo încât noi vedem, studiindu-le comportamentul, că ceva se întâmplă anormal pe cont. Prin platforme antifraudă blocăm accesul la servicii și ei vin la bancă și spun nu mai am acces, eu vreau să cumpăr acțiuni hidroelectrică. Deci vă amintiți că dacă iau un exemplu simplu, cardul bancar, până să existe autentificarea cu doi factori, avea și el niște reguli de funcționare. Dacă l-ai pierdut, măcar aveai PIN-ul ăla și toată lumea îți recomanda să nu scrii, să nu ții PIN-ul scris pe card sau să nu l-ai tot pe acolo, în portofel. Și plecând de la lucrurile astea, credențialele, accesul la informația se face pe baza unor credențiale pe care le ai, le știi și există un prag până la care poți să protejezi clientul. Dacă acelea sunt
divulgate și sunt divulgate cu bună știință, e greu să mai faci ceva pentru el. Pe urmă, sunt tot felul de aplicații de astea care permit preluarea controlului terminalului, telefonului. Adică ele au fost create pentru scop de suport. Știți probabil că poți, dacă zăbovești prea mult pe un site, poți să intre un asistent și te îndrumă să faci ceva și, mă rog, poți să-i dai și accesul să te ajute, să vadă ce vezi tu și să te ajute să treci mai departe. Vă imaginați ce se întâmplă dacă dai accesul pe telefon? Că, de fapt, tu nu mai ai de loc controlul device-ului și lucrurile se petrec așa cum dorește atacatorul. Deci, e nevoie și eu de o educație financiară, în general în România, dar cred că stăm bine față de alte țări. Vorbeați de educație financiară și aici știm că există multă implicare din partea băncilor și din partea Checkbank. Credeți că ar trebui suplimentată și cu educație în zona aceasta digitală? Aveți proiecte în acest sens? Avem multe proiecte care au pornit întâi înăuntrul băncii, adică în zona de HR oamenii sunt trainuiți de către noi, de cei care facem posibile operațiunile prin canale digitale. După care ei mai departe predau know-how către toată rețeaua băncii și prin intermediul rețelei noi spunem de fapt clienților ce trebuie să facă. Am creat de pildă niște birouri mobile care presupun că salariații se duc la companii mari și fac acolo ce au de făcut, adică, nu știu, vorbim de fabrici, uzini și lucruri de felul ăsta, unde sunt sute mii de angajați și unde angajații primesc servicii bancare acolo, la locul de muncă, pe device-urile lor, prilej cu care li se arată și ce trebuie să nu facă. Deci o educație financiară deja există, pe urmă sunt comunicările astea de marketing în care se expun vulnerabilități și riscuri la care nu trebuie să pe care nu trebuie să le ia în seamă, să știe să deosebească mesaje de astea cu link-uri și cu lucruri cu conținut periculos. Așadar, vă implicați și în zona aceasta de educație. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes în continuare. Mulțumim.